Salut, dragilor! Long time no see! Nu am mai postat în ultimul timp, ce-i drept, pentru că, nu pentru că ar fi pandemie, ci pentru că am avut foarte mult de lucru, foarte mult, și asta m-a împiedicat oarecum să-mi continui activitatea pe aici pe YouTube, dar nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, pentru că acolo sunt foarte, foarte activă. Eu astăzi aș vrea să fac un haul cu niște produse de skincare. Aș putea să vă spun și un first impression și nu este rutină de îngrijire a tenului acum. Vreau să testez încă niște produse și apoi voi face și rutina de îngrijire a tenului, da? Pentru că chiar vreau să le testez în adevăratul sens al cuvântului, să pot veni în fața voastră cu o părere cât de cât plauzibilă. Dar am cumpărat câte ceva în ultimul timp și aș vrea să vă arăt. Știți că am dat niște comenzi și de accesorii, încălțăminte și dacă vreți am să fac un clip și cu acele produse, pentru că, să vă spun ceva, am tot auzit circulând chestia asta cu serios pe timp de pandemie faci cumpărături. Cred că fiecare își cheltuie banii exact așa cum vrea. Atâta timp cât muncesc și câștig banii mei și nu bag mâna în buzunarul nimănui, mi se pare ok să pot să-mi cumpăr ceea ce vreau eu. Mai ales că în ultima perioadă eu am făcut foarte multe economii, nu am mai circulat cu taxiul, nu am mai dat bani la restaurante, la, ce știu eu, mâncare prin oraș sau alte chestii din astea, mărunțișuri, care se adună. Și atunci am zis că dacă tot sunt privată de toate lucrurile astea frumoase pe care le trăiam înainte, de ce nu să-mi fac niște mici plăceri, pentru că în momentul de față, exceptând viața personală și privată, cam astea sunt micile plăceri pe care ni le putem face. Și atât. Așa că nu văd de ce să comentezi când altcineva își cumpără și credeți-mă, vă rog frumos, credeți-mă pe cuvânt, știți cum se cumpără. Cel puțin la mine, văd la Oriflame, adică oamenii cumpără, fetele își cumpără în continuare parfumuri, machiaje, de toate. Why not? Atâta timp cât sunt banii tăi și nu depășești bugetul, e perfect ok să-ți faci micile plăceri și să-ți cumperi chestii care, de care ai nevoie. Eu în această perioadă am investit destul de mult în ten, în skincare și în păr și mi-am cumpărat niște produse mai scumpe, dacă pot să spun așa, și niște produse on the budget. O să le vedeți despre ce este vorba, pentru că vă arăt aici niște lucruri, dar aș începe cu o chestie care nu este, este non-skincare, non-makeup, este o chestie de fashion și asta pentru că poate vă ajută experiența mea. Apropo de asta, să știți că eu vă încurajez să faceți shopping în perioada asta, dar cu limită, adică cu măsură, să nu întreceți, să nu depășiți bugetul, să nu vă luați de la gură ca să, sau să nu vă achitați datoriile ca să faceți cumpărături, nu încurajez asta. Însă, de ce spun că vă încurajez să faceți shopping? În perioada aceasta, aproape toate firmele au transport gratuit. În perioada aceasta, aproape toate firmele au reduceri foarte mari, dar credeți-mă că foarte mari. Eu vânez, de exemplu, această pereche de Moschino de sneakers de ceva timp. Și acum i-am găsit de la 1200 de lei la 500 de lei. Sincer, mi se pare o super reducere. Am să vi arăt și vouă. Sunt absolut superbi. Astăzi i-am primit. Și credeți-mă că sunt de vis. Deci cam așa arată. Și cu o inimioară aici. Și pe talpă. Sunt superbi, superbi, superbi. Problema cu ei și de ce i-am menționat în acest clip este că eu port 37, și las jos un pic, eu port 37, aceștia sunt 38, nu știu de ce nu mi-am luat 37, dar eu mai am o pereche de încălțări Moschino cu toc și aceia sunt 38, dar sunt stiletto și mă gândesc că poate acesta este motivul pentru care aceia sunt buni, mărimea 38, acestea sunt foarte mari. Deci dacă vreți o pereche de încălțări de la Moschino, atunci trebuie să țineți, mai ales în aceștia plați, adică gen sneakers, Adidas, tenis și așa mai departe, țineți cont, vă rog, că este număr pe număr, adică dacă portați 37, 37 aveți nevoie. La pantofi stiletto, atunci probabil că fiind mai ascuțiți în vârf, aveți nevoie de un număr mai mare. Ei bine, eu îi voi returna.
Returul pe Fashion Days este gratuit, însă voi merge la... Mi-am comandat deja 37, însă voi merge la un centru EMAG și acolo mi se dau banii pe loc. Deci dacă nu știți cum să faceți returul pe Fashion Days, oricum ei explică și pe site, dar ca idee puteți să mergeți la orice centru EMAG și vi se dau banii pe loc. Și așa cum v-am spus, eu am făcut cumpărături în perioada aceasta pentru că am găsit niște reduceri foarte mari, foarte, foarte mari și am scutit niște bani. Și dacă puteam să-mi permit acea sumă și oricum era în plan să-mi cumpăr perechea respectivă de sneakers, spre exemplu, mie oricum îmi trebuie sneakers și acum îmi trebuie unii noi, am zis de ce nu, trebuie să-mi cumpăr, logic. Bun, trecem mai departe. Să-mi pun și telefonul aici. Trecem mai departe și am să vă arăt că mi-am cumpărat niște produse de skincare. Spuneam, rămăsesem că am plasat o comandă pe Douglas și am comandat de pe Douglas aceste produse. Am trei de la The Ordinary și un produs de la Revox. Ei, bine, da, am comandat și eu produsele The Ordinary pentru că toată lumea le ridică în slăv și am zis, hai să încerc, de ce nu? Am comandat așa. Acidul hialuronic și soluția cu, mă rog, serumul cu cafeină. Acesta este cel cu cafeină, 5%, care îmi place, este ok, nu pot să spun nimic rău despre el, este destul de hidratant, îl aplic în zona din jurul ochilor, iar acidul hialuronic este acesta, care m-a dezamăgit cumplit. Și fetelor, cred că v-am spus pe Instagram să știți că v-am arătat deja tot ceea ce vă arăt acum și am făcut comparații și am vorbit despre produse și despre skincare în ultimul timp foarte mult. Așa că dacă mă urmăriți deja știți toate aceste lucruri. De ce spun că m-a dezamăgit acidul hialuronic și vă arăt puțin mai târziu când ajungem. De fapt nu, haideți că vă arăt acum un produs minunat, un produs minune. Respectiv aceste fiole de la Nivea cu Cellular Filler, sunt cu și ele cu acid hialuronic. O fiolă din aceasta mică le găsiți de fapt la Cora, eu le-am luat de la DM, le-am prins la o reducere gen 40 de lei două fiole, acum sunt 60 de lei două fiole sau 70 de lei. Ideea este că dintr-o fiolă din asta mică folosiți cam de 10 ori minim, pentru că trebuie să puneți sau puneți în crema voastră sau în serum, în crema voastră de zi sau de seară, o picătură atât. Deci o picăturică puneți și folosiți foarte mult timp din ea. Deci e în jur de 20-30 de lei o astfel de fiolă. Dar va ajunge mult. Este... I'm speechless. Sincer. Fără cuvinte. Deci este o minune această fiolă. Este vorba de această fiolă. Da? Ca să o vedeți mai bine. Așa arată acest acid hialuronic. Știu cum se aplică, știu cum se folosește, mă dau cu apă termală, mă dau cu spray-uri hidratante înainte, îl sigilez cu cremă degeaba. Nu este, nu... Și am să vă mai arăt un produs după, un pic mai târziu, nu este ceea ce eu îmi doresc, deși foarte multe dintre voi lăudați aceste produse, acest produs. Nu-mi place absolut deloc. Îmi strânge fața, da, știu că acidul hialuronic într-adevăr are tendința de a absorbi apa din ten și așa mai departe, dar folosesc apă înainte, îl sigilez cu o cremă hidratantă, adică m-am uitat la tutoriale, sunt documentată, nu-l folosesc așa pur și simplu, nu știu cum să-l mai folosesc. Cineva pe Instagram mi-a spus să-l pun în cremă, l-am pus și în cremă, nu are efectul dorit de mine. Eu, neavând probleme severe cu tenul, nu am acnee, am un coș din când în când și riduri de expresie pentru că de asta este vârsta, nu îmi doresc de la un produs cosmetic decât hidratare. Îmi doresc foarte multă hidratare și automat că îmi doresc și ceva antirid, cu proprietăți antirid, dar acest produs nu este la înălțimea așteptărilor mele. Poate pentru voi funcționează, poate este ceea ce aveți nevoie, ce vă doriți, pentru mine nu. Nu funcționează, cum de altfel nu funcționează nici această cremă. Ce-i drept, am folosit-o doar după acest produs, adică nu am folosit-o niciodată pur și simplu pe ea și atât, să zic dimineața, pur și simplu fără să aplic un serum înainte. Am de gând să o folosesc și ca atare, doar pe ea,
Însă folosite după acidul hialuronic, nu. Bun, și mai am vitamina C, pe care nu am folosit-o încă, de la Revox. Așa arată. Nu am folosit-o, să vă spun și de ce, pentru că încă nu am o cremă foarte bună cu factor de protecție. Adică am, dar am cu factor de protecție 30 și aș vrea 50 ceva. Și de aceea nu am folosit-o. Bine, stau mai mult în casă, ce-i drept în perioada asta, dar am zis întâi să-mi iau și o cremă foarte bună și apoi o să o folosesc. Acesta văd că a fost 29 de lei la Douglas. Așa găsiți fiola de acid hyaluronic de la Nivea. Și este bună, credeți-mă. Da, este foarte bună. Chiar... Spune că se aplică o mică cantitate din produs dimineața și seara înainte de a aplica crema de seară. Eu am aplicat-o în cremă, am pus câte o bobiță în cremă, dar credeți-mă că nu aveți nevoie de mai mult, pentru că este incredibil de hidratant acest produs. Este wow! Nici nu se compară cu acidul de la The Ordinary. Pentru că am plasat o comandă pe Sephora, o să vă arăt și ce am comandat. Am primit de la ei... acest eșantion, bine, nu acesta, am primit altul pe care l-am folosit, este un serum Glow Booster de la Dior și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Foarte mult mi-a plăcut. Motiv pentru care mi l-am și cumpărat. Mi-am cumpărat două, nu unul. De fapt, trei produse de la Dior. Vă spuneam că acest ser pe Sephora costă 480 de lei. Pe când l-am găsit pe Notino la 280 de lei redus de la fel 400 sau cât era, 500 de lei. Și mi-am luat două, nu unul. Prima dată mi l-am luat pe acesta. Și ele sunt vreo 6 serumuri, dacă nu mă înșel, din această categorie. Și arată cam așa. Deci este un Glow Booster. Este un ulei foarte, foarte hidratant, care se aplică înainte de cremă, dar credeți-mă că nu mai aveți nevoie de cremă, adică este wow produsul. Și are 30 de mililitri, eu l-am folosit cam de o săptămână și cam de 10 zile și uitați cât am folosit din el. Sincer, cred că își merită banii. V-am spus, eu am hotărât să investesc puțin mai mult în ten, pentru că oricum am scutit niște bani zilele acestea, lunile acestea și de ce nu. Și mi-am mai luat un plump filler. Este acesta. Eu nu am mai văzut un produs ca ăsta. Deci este o minune de produs. Îl aplic dimineața, pe acesta îl aplic seara, iar pe acesta dimineața. Bineînțeles, ambele pot fi folosite atât dimineața cât și seara, însă eu așa am ales să le... Pentru mine așa funcționează. Fetelor, în momentul în care vă treziți, știți diminețile alea în care sunteți obosite și fața voastră, nu știu, este lipsită de strălucire, am impresia că am tenul efectiv uscat, că, nu știu... Am riduri, că am cearcăne, că am... Cred că știți sentimentul. Când vă simțiți foarte, foarte obosite, aplicați... Asta este o minune. În momentul în care aplic acest serum pe ten, pur și simplu în 2 minute, atât cât îmi fac masaj până să intre în piele, tenul meu radiază, deci radiază la propriu. Este, deci își face, merită absolut fiecare bănuț. Este o minune de serum. Este ceva wow! Deci nu am mai întâlnit așa ceva. Chiar este o minune. Acesta este. Dacă îl vreți, face toți banii. Și mi-am mai luat un sorbet Water Mist, pe care îl aplic înainte de aplicarea acestor serumuri. Este o apă hidratantă cu mai multe proprietăți. Acum este un fel de apă termală. Iarăși am găsit acest produs la reducere, 110 lei dacă nu mă înșel. Miroase foarte bine, produsele de la Dior au un miros foarte subtil, foarte... un miros luxos, dacă pot să zic așa. Un alt produs care mi-a plăcut foarte mult pentru ten este acest Hydra Genius Aloe Water de la L'Oreal. Îl aplic dimineața, în general, pe sub machiaj, dacă mă machiez, dacă nu, pur și simplu. Funcționează foarte bine cu fiola asta. Nici nu vă mai trebuie cremă. Este pur și simplu o loțiune hidratantă.
Pentru tenul uscat și normal, se poate folosi dimineața, seara. Da. Deci, el are o funcție de serum, practic, dar este foarte, foarte bun. V-am arătat pe Instagram, una dintre fete mea a comentat că i-a provocat arsuri. Este, din punctul meu de vedere, o loțiune foarte lejeră. Nu cred că i-a provocat acest produs arsuri, pentru că nu este ceva care să conțină acizi, care să conțină ce știu ce alte ingrediente din acestea active. Și atunci nu văd motivul pentru care i-a provocat arsuri, dar cine știe? Oricum, în momentul în care folosiți un produs pentru ten și vă provoacă iritații, arsuri, roșeață și așa mai departe, întrerupeți clar folosirea acelui produs. Ei bine, pe Sephora mi-am comandat două produse. Vânez acest claci, portfard de la Huda cu pensulele ei încă de când s-a lansat Mercury Retrograd și acum a apărut și la noi. Este un portfard cu niște pensule pe care de altfel nu le-am folosit, dar nici nu cred că sunt strălucite. Am așteptat să fac acest video. Așa arată cele trei pensule. Din fire sintetice, dar repet, nu par a fi foarte rigizi acești perișori și nu cred, nu le-am folosit, repet. Aștept să le folosesc și să vă spun părerea mea despre ele pe Instagram. Și acest portfard superb. Dacă își merită banii, nu categoric. Treaba asta costă 180 de lei. Am avut reducere 20% și cu cardul. Și mai mult decât atât, ca să fiu sinceră, le-am luat de dragul colecției. Știu, nu mă judecați, nu mă înjurați, dar asta este. Nu își merită banii, deci nu. Pentru că la 180 de lei chiar îți iei un set ok de pensule destul de bune. Și în aceeași comandă am avut și această pudră de la Fenty. Este o pudră translucidă. Ea vine așa, cu un burețel. Și este o pudră albă, translucidă. Am luat-o un special pentru zona de sub ochi. Dacă vreau să fac un baking, este foarte, foarte bună. Ce mi-am mai luat de pe Sephora? Tot la reducere. Mi-am luat de mult vânez produsul acesta și l-am prins. N-avea o reducere foarte mare, dar cumulat cu reducerea mea pe care am avut-o pe card, cred că am scutit vreo 60 de lei la el. Este un iluminator de la Too Faced Sparkling Pina Colada. Cam așa arată. E, produsul ăsta este minunat. Este minunat, minunat. Deci are așa un... Sper că se poate vedea. Nu știu dacă aplic un pic. Oricum, v-am zis, v-am arătat pe Instagram absolut tot. Îmi place foarte mult și la Oriflame s-au lansat niște iluminatoare absolut superbe, dar cred că am să vi le arăt în favorite. Da, mai mult ca sigur. Și ce mi-am mai luat a fost acest Sleeping Mask, aceasta de fapt, este o mască pentru buze. Bineînțeles că toate astea le-am văzut pe YouTube, adică nu vă gândiți că... Așa arată, are un gramaj destul de mare, 20 de grame, la nej. Cred că multe dintre voi știți. Și vine și cu o spatulă din aceasta pentru aplicare. Este o mască de buze de noapte, dar poate fi aplicată pe post de balsam de buze și ziua. Așa arată, deja am folosit din ea. Foarte mișto este produsul acesta. Este foarte bun. Este foarte asemănător cu Tender Care-ul, cutiuța cu minuni de la Oriflame, însă acest produs ține mult mai mult pe buze decât acela. Spre exemplu, Tender Care-ul într-o jumătate de oră, maxim o oră, dacă nu mănânci, nu bei nimic, se duce. Acesta încă ține, adică simți buzele hidratate. Își merită banii, da. Este, nu știu cât, 100 de lei. Își merită banii pentru că este un produs foarte... Ai foarte multă cantitate în acest produs. Și dacă ai... Eu n-am probleme cu buzele, dar acum de când stau mai mult în casă,
nu știu, le simt deshidratate, ca și tenul de altfel, ca și părul, ca și mine. Mă simt toată deshidratată, deși beau apă, nu. Dar este un produs foarte, foarte bun. Și mi-am mai cumpărat, aveau reducere la Farsali. Mi-am luat acest Rose Gold Elixir 24 Karat. Varianta lacrimi de unicorn am avut-o. Nu-mi place. Nu-mi place acest produs absolut deloc. V-am vorbit despre el pe Instagram. Este un ulei cu niște particule de aur, spun ei. Însă, fetelor, dacă ați avut produsul ăsta, vă rog din suflet, spuneți-mi și mie. Deci nu face nimic. Este un ulei, pur și simplu. Hidratează foarte bine tenul, dar atât. Însă eu nu-l pot folosi pentru că miroase foarte puternic ca ulei de pește. Deci, efectiv, parcă aș deschide o conservă de pește sau, nu știu, pur și simplu deschid o capsulă din aia de Omega și mă dau pe față cu ea. Foarte, foarte urât și mirosul persistă. L-am folosit toată pe sub machiaj și miroseam pur și simplu a ulei de pește. Nu știu dacă e ok treaba asta. Celălalt nu mirosea așa, parcă. Trecem mai departe. Am uitat să vă menționez că din DM mi-am mai luat și loțiunea aceasta. Loțiune, nu este chiar loțiune. Plumping Pearls. E destul de, nu știu, parcă 40-50 de lei. Nu-și merită banii, nu. O cremă și cam atât. Nu face cine știe ce. Și am uitat să vă mai arăt că la orice produs comandat de la Too Faced în această perioadă, cred că încă este valabilă promoția, primiți un Lip Injections din această variantă mini, dar va ajunge destul de mult. E un produs, nu e wow, e ok. Și mi-am mai comandat, nu mi-am comandat, mi-am cumpărat din DM aceste pensule de la Real Technique. Sunt mai mult pentru față, cred că doar asta este pentru ochi și poate cine știe asta. Aș putea să folosesc. Au fost 136 de lei, dar sunt bune. Aveam nevoie de pensule noi. Trecem la categoria păr. A, nu, mai am un produs aici, două de fapt, pe care voiam să vi le arăt. Tot de pe Notino. Deci de pe Notino mi-am luat produsele de la Dior, ca să știți, și de la Sephora v-am spus. Tot de pe Notino mi-am luat acest luciu de buze Dermacol. A fost vreo 18 lei. E super ok, îmi place. Și de la DM mi-am luat și această mască împreună cu acest ulei de buze de la Stephanie G. Singer, sper că pronunț bine. Aceasta este o mască cu aur și nu am folosit-o încă, abia aștept să o folosesc, să vedem cum este. Iar acest ulei de buze, după cum vedeți, are înăuntru două biluțe și niște sidef sclipici, se agită foarte bine treaba asta. Și se presupune că îți dă și volum, că îți hidratează buzele. E super ok produsul, dar bulețelul acesta cu care se ia produsul, după vreo săptămână a început să miroasă a mucegăit. Se miroasă foarte urât. Motiv pentru care, nu știu dacă am folosit de 3 ori acest produs și a fost vreo 400-500 de mii, 40-50 de lei. Și din păcate s-ar putea să nu mai pot folosi, nu știu ce să zic. Dar este foarte bun de altfel, uitați-vă. Da. Am dat o comandă și pe Expert Beauty și mi-am luat niște produse pentru păr. Eu în mod normal folosesc gama Eleo de la Oriflame. Este o gamă foarte bună, hidratantă, dar acum, nu știu, simt că părul meu nu mai răspunde la acel tratament, acele produse. Astfel că mi-am recumpărat unele produse, de fapt nu chiar recumpărat, că mai am în baie produse de la Moroccan Oil, dar am zis, am prins la fel reduceri, bineînțeles reduceri, și mi-am comandat niște produse și mi-am comandat un șampon hidratant, l-am mai avut. Eu folosesc produsele Moroccan Oil cam de 4 ani de zile, cam așa. Mi-am comandat un șampon hidratant la 1 litru. Este mare și este pentru saloane. După cum vedeți, aici are o etichetă, nu este pentru vânzare. Și este pentru saloane. Nu mai țin minte cât a costat, însă ieșiți mult mai bine dacă luați un produs în gramaj mare decât dacă luați produse de 200 de mililitri sau ceva de genul acesta.
Mi-am mai cumpărat o cremă pentru o cremă de coafare pentru toate tipurile de păr. Ea spune că este pentru îndreptarea părului. Așa arată. Aș folosi produsele astea doar pentru miros, indiferent dacă ar fi sau nu bune. Deci mirosul produselor de la Moroccan Oil este unic. Ei bine, crema asta nu prea mi-a plăcut, nu prea îmi place de fapt. Nu știu dacă îndreaptă sau nu părul, însă pentru părul meu, care este și un pic foarte mult uscat și firul gros și tare, deci nu are acea textură de moale, fie din acela mătăsos, nu își face efectul, pentru că această cremă vă dă textură și înăsprește firul de păr și efectiv chiar îți dă textură părului, adică îți face și volum și de toate, tot ce vrei. Dar mie nu, la mine nu funcționează, deci îmi face un păr parcă ar fi sârmă. Dacă aveți părul foarte, foarte fin, atunci produsul acesta cred că vi s-ar potrivi de minune. Dar la mine nu funcționează și mi-am mai comandat acest păr fard pentru că în el era uleiul renumit de la ei și mie mi s-a terminat și acesta era într-un gramaj de 100 de mililitri. Uleiul simplu era la 150 de lei, parcă, iar acest păr fard era la 200 de lei și conținea acest ulei. Cred că îl știți, dar la mine nu funcționează pompița, nu știu care e treaba. Este foarte bun uleiul acesta. Și mai avem două produse în variantă travel, cam așa arată, care de altfel sunt foarte bune. Este un spray pentru volum și un spray pentru textură. A, eu acum îl văd pe acesta, chiar aveam nevoie de unul la o coafură. Deci am ieșit mult mai bine pentru 50 de lei, parcă în plus, portfardul și aceste două produse. Da, cam acestea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut. Așa că, dacă vă place, nu știu, dați-mi un like, spuneți-mi ca să știu să mai facem pe viitor clipuri de genul ăsta. Dacă vă ajută cu ceva, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram pentru că acolo postez zilnic și chiar am început un maraton de make-up, însemnând că v-am arătat deja. Acelea dintre voi care mă urmăriți știți deja acest lucru. V-am arătat deja pe Instagram o parte din colecția mea de machiaj, cu swatch-uri, cu close-up, adică numai close-up v-am arătat, nu v-am prezentat pur și simplu. Și vom continua cu rujuri, cu luciuri, cu ce mai am. V-am arătat până acum palete preferate, nu v-am arătat chiar tot. Palete, iluminatoare și cred că cam atât. Da, cam atât v-am arătat până acum. O să urmeze, iluminatoare și bronzele. Dragilor, acesta a fost clipul, vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit și noi ne revedem la clipul viitor. Pupicei!